E timpul pentru un moment magic cu Sofia I de la Disney Junior. Când Amber trișează pentru a câștiga concursul de costumat, trebuie să recunoască totul, pentru că altfel Sofia își va pierde amuleta pentru totdeauna. Încerci cumva să-mi iei amuleta? De ce aș face asta? Ah! Amber, zbori? Ajută-mă! Cum de te face costumul să zbori? Pentru că nu este un costum! E real! Ce? Cum adică e real? Nu mi-am făcut eu costumul. Am folosit o magie de-a lui Cedric. Dar s-a întâmplat ceva și nu mai îmi pot scoate aripile. E ca și când aș fi fluture. Și Cedric spune că poate desface vraja doar cu amuleta ta. Cu amuleta mea? Știu că cer prea mult. Mai mult decât crezi. Dar Cedric spune că fără ea voi rămâne cu aripile. Chiar nu am de ales. Wow! Evan! Nu contează de ce am nevoie de ea. Tu ai mai mare nevoie. Dacă e singura cale să te faci bine, atunci ea ta. Serios? Desigur, ești sora mea. Chiar dacă nu o să mai primești înapoi? Da. Nu, stai. Au? Ce? Nu este corect. Eu am fost cea care am mințit și am trișat. N-ar trebui să renunți tu la amuletă doar pentru că eu am făcut o greșeală. Îți mulțumesc că te-ai oferit, dar chiar nu pot să o iau. Felin, nu! Vino înapoi! Nu mai vreau să o dau lui Cedric! Nu mă ascultă! Îți voi recupera amuleta! Cum? Felin, zboară cu ea! Nu e singurul care poate zbura! Minimus, hai să mă ajuți! Nu te pot înțelege pentru că Felin mi-a luat amuleta! Dar noi o vom recupera! Te-am prins! Hei! Sofia! Trebuie să-l prindem! Ne scapă! Poate nu! Tu du-te pe acolo, eu mă duc pe aici și le încercuim! Sper să meargă! Vai! Amber, prinde-o! Prinde-o! Închide fereastra, Minimus! Ai reușit, Amber? Poftim! Mulțumesc! Dar cum o să scap de aripile astea? Mai bine îi ducem amuleta domnului Cedric. Ce zici? Nu! Mai este o cale! Doamnă Flora, vreau să vă spun ceva. Și eu abia aștept să aud. Eu? Sunt un fluture. Oh, vai! Ce? Unul adevărat? Am folosit magia ca să-mi fac costumul în loc să-l fac singură. Vrei să spui că ai trișat? De ce ai făcut așa ceva? Pentru că eram invidioasă pe Sofia. Poftim? De ce? Tu aveai un costum grozav și eu am vrut să câștig concursul. Regret, n-ar fi trebuit să fiu geloasă pe tine, Sofia. Ar fi trebuit să-ți mulțumesc, pentru că tu ai face orice pentru mine. Da, suntem foarte dezamăgite de tine, Amber. Da, foarte, foarte dezamăgite. Dar fericite că ai învățat câte ceva din situația asta. Da, da, foarte, foarte fericite de asta. Desigur, trebuie să dai trofeul înapoi. Da, doamnă Flora, înțeleg. Deci, există vreo cale să mă salvați? Desigur, drăguțo. Discitur, discutora, și acum întoarce-te la forma ta. Amber, te-ai întors! Prietenia adevărată e mai importantă decât câștigarea unui concurs. Amber a învățat că dacă te gândești numai la tine, îi poți pune pe toți în încurcătură. Urmăriți-ne în continuare pentru un alt moment magic și nu ratați Sofia I la Disney Junior.